Astăzi vă prezint un unboxing la un aspirator de mână de la Roventa. Cam așa arată cutiuța. Am prezentat aspiratorul. Ne spune că are camere de ciclon pentru o aspirare mai bună și că funcționează la 7,2V. Pe această parte ne spune primul rând ciclonul. După aceea ne spune că are și atașamente, formă ergonomică, are săculeț pentru a stoca tot. Haideți să-l desfacem. Nu vine sigilat, cel puțin nu pachetul. Da, suntem încântați în primul și în primul rând. Oh, da. Da, deci avem firul de cu cablu de alimentare și conectorul. Deci încarcă cu 250 de mV, nu știu dacă se vede. Da. Da, este conectat în aspirator. Ok. Haideți să scot. Un moment că e mai greu. Am reușit. Deci acesta este aspiratorul. Da. Chestii pe jos, nu contează. Și avem odată un manual de utilizare, neinteresant, dar funcțional. Aici avem mai multe chestii, tot ce vrea să fie. Deci, mai multe broșurici, avem și garanția. Haideți să desfacem pachetul. Cam așa arată. Da, se pare că acest încărcător este atașat de stand. Un dock de încărcare care se poate monta pe perete, avem... Ah, gata, știu la ce este asta. Ia să vedem dacă am dreptate. Da, am dreptate. Și asta se lipește pe perete, unde putem da găuri pentru a pune docul. Și avem și șurubelele. Și cam așa, aici se conectează. Și dacă se vede, sunt niște pini. Și un LED de încărcare. Bun. Cam așa arată aspiratorul. Avem vârful pentru aspirare. Văd că nu vine cu alte accesorii, dar nu era să verific. Și nu vine cu niciun accesoriu în plus. Deci este strict pentru aspirare. Nu are capete. Cel puțin i-a zis pe cutie, dar nu are. Haideți să-l desfacem. Așa se desface. Avem filtru permanent. Cam așa arată. Și compartimentul cu unde se stochează tot praful și unde se face ciclonul pentru a filtra praful. Și zice Cyclone. Cam asta este. Cred că... Ia să vedem. Dacă asta... Și asta ar trebui să se tragă. Hai mă. Nu? Nu. Și asta ar trebui teoretic să se tragă. Și să scot vârful. Da. Un piculeț mai... delicat. Dar da, asta se poate scoate. Bun. Aici putem vedea motorul. Și avem butonul de power. Nu cred că funcționează acum că nu are baterie. Cam asta este. Partea asta este cea mai grea. Un erou ergonomic. Da. Cam asta este micul unboxing. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc. O zi cât mai bună. La revedere.